Târgoviștenii au acceptat imediat invitația și au mers zilele trecute la Câmpul Lung pentru un turneu demonstrativ susținut în centrul orașului. Antrenorul Gheorghe Stan este mulțumit de evoluție elevilor săi pe care i-a văzut prima dată la lucru într-un cadru aproape de cel oficial. Domnule Stan, iată, s-a rezolvat problema și în sfârșit vedem antrenamente normale în condiții decente pentru pugiliștii de la CS Târgoviști. Am înțeles că numărul lor este în creștere. Da, după cum v-am spus și anterior, mulțumim pe această cale domnului director Prisecaru, domnului director al DGTS-ului, că au ajuns la un comun acord unde ne-au oferit acest spațiu în care să putem să ne antrenăm, să facem performanță. După cum vă spuneam, elevii noștri au mers sâmbătă trecută la o competiție. Am fost invitați la zilele orașului Câmpul Mușcel. Am fost cu un număr de 10 sportivi, unde s-au comportat foarte bine și au avut un salt valoric. Asta a fost prima lor competiție oficială cu arbitru în ring, cu spectatori. Au fost foarte mulți spectatori din abundență. S-a boxat chiar în centrul orașului, în fața primăriei, unde au venit foarte mulți spectatori și mai mari orașului, Câmpul Mușcel. Sportivii mei au avut adversari grei, chiar mai vechi cu ani de zile ca ei și mai mari de ani, unde s-a evidențiat Mihai Victor la 48 de kilograme, Călin Giovanni la 51 de kilograme, Nae Remus la categoria 57 de kilograme, Teodorescu Alin la 60 de kilograme. Toți, majoritatea sportivilor mei au făcut o notă bună și au dat, chiar ne-a evidențiat și maestru Vlad, care este antrenor federal, și a ținut să spună la ședință tehnică că acești copii au avansat foarte mult de luna trecută când am fost cu ei în, tot așa la un meci de pregătire.